beneficiar al autovehiculului a fost armata franceză. În 1771, mașina cu inventatorul ei la volan a izbit un zid. Francezul Nicolas-Joseph Cugnot este deci și autorul primului accident rutier. Christian Flechtenmacher a studiat dreptul și filozofia la Viena pentru a ne învăța pe noi că mai puțină tocmeală nu strică. A fost primul jurisconsult al Moldovei. Fondatorul dinastiei Strauss în muzică își are locul său privilegiat în rândul melomanilor. Nu întâmplător, concertul de anul nou al Filarmonicii Vieneze se încheie cu celebrul său marș. Thomas Hunt Morgan a făcut vedetă din Drosophila melanogaster, care, de când a tot fost studiată de el pentru a ne înțelege pe noi, a devenit organism model în genetică. Gheorghe Macovei a fost interesat de perioada cretacică, dar și de formarea zăcămintelor de petrol, despre care a elaborat un studiu fundamental. A invocat dreptatea, ochii plânși cereau s-o vadă. Panait Cern a înțeles că ceea ce nu ne omoară ne face mai puternici. A murit tânăr, răpus de o pneumonie galopantă. William Faulkner a descoperit că merită să scrie despre măruntul său petic de glie natală și că nu va trăi îndeajuns ca să termine tot ce se poate scrie despre el. În octombrie 1940, după ce a susținut recitaluri la radiodifuziunea din Ankara, președintele Turciei i-a oferit Mariei Tănase un post de cercetătoare la Institutul Etnografic din Istanbul și chiar cetățenia de onoare a Turciei. Când auzi una de-a noastră zis să vine, parcă simți cum s-au de pietrele sub tine, măi, 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 dragi mi sfânte cele mele. Compozitorul și dirijorul de fanfară militară, Iulius Fucic, a fost prolific prin cele peste 400 de marșuri, polci și valsuri. Spectatorii de circ sunt familiarizați cu intrarea gladiatorilor. Cineastul sovietic a fost cel mai tânăr actor distins cu titlul de artist al poporului în 1951. După liberalizarea gorbaciovistă din 1986, Serghei Bondarciuc a fost perceput ca un simbol al conservatorismului în cinematografia sovietică, fiind înlăturat din funcția de președinte al Uniunii Cineaștilor. Interpreta dâmbovițeană Ileana Sărăroiu a efectuat multe turnee atât în țară cât și în străinătate, în special în Israel. Moartea prematură, cauzată de un accident vascular cerebral, i-a creat și o legendă macabră, cum că și-ar fi revenit în sicriu. O bătrâne într-o gară a întâlnit o fetișoară, măicuță te-aș întreba unde e Târgoviștea, fetițo, fetița mea. Că nu știu, sunt străioară, sunt venită de la țară, fetițo, fetița mea. Ca membru în comisia de doctorat în fața căreia se prezentase George Călinescu, Octav Botez s-a adresat doctorandului. Ce să te mai întrebăm noi, domnule Călinescu? Dumneata ar trebui să ne întrebe pe noi. Timp de 9 ani a fost Superman, plătind apoi cu alți 9 printr-o paralizie cauzată de căderea de pe un cal. Christopher Reeve s-a implicat în numeroase campanii umanitare, chiar într-un scaun cu rotile fiind. Catherine Zeta-Jones ține mult la originea ei galeză. Tot pe 25 septembrie e născut și soțul ei, Michael Douglas, însă cu 25 de ani mai devreme. Combatant pe frontul Primului Război Mondial, scriitorul german Erich Maria Remarque a reușit, la mai mult de un deceniu de la sfârșitul conflagrației, să publice romanul care l-a făcut celebru. Nimic nou pe frontul de vest este ca o ieșire la raport ce demonstrează cinismul butadei de mai târziu, atribuită lui Stalin. Moartea unui om e o tragedie, a milioane de oameni e statistică. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.